aceasta. Salut și bine v-am găsit la acest prim episod de tip Q&A, sper că v-a plăcut acest intro. Este un intro la care am lucrat aproape toată ziua de ieri și chiar mi-am pus sufletul în el, sper să vă placă și sper să dea startul acestei serii de Q&A așa cum trebuie. Odată la două săptămâni o să postez un filmuleț de acest tip și anume Q&A, în care o să aleg cele mai interesante dintre întrebările voastre și o să fac un montaj cu ele precum acesta. Mă cazez și pe mine o zi când o să fie Dreamhack-ul. Dacă n-ai nicio problemă să dormi într-o cameră mică, întunecată și rece, plină cu borcane de zacuscă, cu mare drag. Cât ai în brand? Stai fute cu Demon Genesis? Nu, dar cu ăla care îl filmează, da. Mai joci surf? Nu prea, pentru că nu mai am timp. Știi cine sunt? Nu știu cine ești, dar cu siguranță nu ești Demon Genesis. Îți place Shatra Benz? Ieși afară. Salut creativ, o întrebare. Te-ai gândit să-ți faci o echipă, să participi la diferite turnee, War Night, PGL, etc. Da, m-am gândit de foarte multe ori, însă este un lucru exagerat de greu de făcut, pentru că ai nevoie de 5 oameni care să aibă aceeași mentalitate ca și tine, ceea ce e foarte al dracu de greu de găsit. De ce pisicile au 4 picioare și nu 3? Noi de ce avem 2? În același motiv pentru care am ales întrebarea ta și nu una mai interesantă. Care e secretul pentru părul ăla? Ca să-ți iasă părul așa, ai nevoie de un fân, o perie. Tot ceea ce trebuie să faci este să mergi fânul spre muie și să dai cu peria. Dacă nu merge, renunți la perie și bagi fânul între picioare. Unde vrei să reușești mai mult? Pe canalul de YouTube sau pe cel de Twitch? Veți afla asta singur când veți vedea de care mă preocup cel mai mult. Cum îți faci părul? Te rog, fă un tutorial, please, îți ador freza, te rog mult, 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 mult de tot. Câți ani ai? 9. De unde ești? București. Cât timp ai cu prietena ta împreună? Mult peste un an și puțin sub un an jumate. Care e tot numele tău? Vă las să ghiciți, este un animal care se termină în escu. Ce liceu ai făcut? Matei Basarab. Ce îți place să faci în timpul liber? Să editezi. Cum te-ai cunoscut cu Samira? Printr-un prieten comun. Cât ai în brați? Nu l-am măsurat. Cum te-ai cunoscut cu Colo? Pe TeamSpeak acum mulți ani rău. De ce se scarpe un crocodil la sub braț? Să vadă dacă pute. Unde lucrezi și din ce te întreții? Stai singur? Locuiesc cu părinții mei și mă întrețin din bursele de la facultate. Faină prietena ta, spune-i că o salut. Și ea te salută, doar că nu știe cine ești pentru că ți-am blurat numele. Nu te gândești să faci ceva nou pe canal? Uite că la asta chiar nu m-am gândit. Bă, dar atâtea idei am pe zi, bă, și la asta chiar să nu mă gândesc deloc, mă. Mă, futur... Asta era, mă, ceva nou pe canal, mă. Bravo, mă, frate. Ce rank ai avut prima dată în CSGO? Cred că Silver Elite Masters. Vei participa anul acesta la Dreamhack. Ai putea să faci live și sâmbătă sau duminică? Da, ne vedem la Dreamhack și o să stabilim joi pe live ce o să facem sâmbătă sau duminică tot. Ai vrea să faci parte într-o echipă de CSGO română sau străină? Cei care mă cunosc știu că asta a fost mereu cea mai mare ambiția mea și asta ar fi însemnat pentru mine să-mi îndeplinesc un vis, însă lucrând zi de zi la aceste filmulețe pentru voi și la live stream-uri, realizez că aici mi-e locul. Ești un om creativ. Așa îmi place să cred. Cât e ceasul? Bă, sincer, e cam 8 dimineața, că m-am jucat Overwatch ca un turbat toată noaptea. De ce ai muci în nas? Pentru că nu știu unde să-i pun altundeva. Ce ai zis prima dată când te-ai văzut în oglindă? Mișto frez. Câte pachete de Belvita ai în casă? Mă, de unde ați scos-o voi pe asta că mănânc eu mult Belvita? A? Q&A ca Q&A, dar dacă te futuzi.
Mă, putu-s, cât de greu e! Yeah!